Vântul a bătut cu putere în tot județul Dolge, astfel că incendiul de vegetație s-a propagat rapid dinspre câmp către zonele locuite. Șase gospodării au fost afectate de incendiu, iar patru persoane au primit asistență medicală de urgență la locul intervenției. Pentru o mai bună monitorizare, acestor au fost transportate la spitalul din Dăbuleni. O altă persoană care suferea de hipertensiune a fost adusă la spitalul numărul 1 din Craiova. Cel mai afectat a fost satul Zăval, după ce flăcările s-au extins la 12 gospodării. Au ars patru case în suprafață totală de 410 metri pătrați, 11 anexe gospodărești, 11 tone de cereale, 18 tone de lemne de foc și alte bunuri. De asemenea, în incendiu au ars 5 porți și 50 de păsări. Pentru că flăcările s-au manifestat pe o suprafață foarte mare, pompierii au intervenit cu 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul ISU Dolj, 2 autospeciale de lucru din cadrul detașamentului de pompieri Caracal și 2 autospeciale de la serviciile voluntare pentru situații de urgență.